Biserica Ortodoxă Română a intensificat anul trecut activitățile social-filantropice. Peste 69 de milioane de euro au fost investiți în activitățile de asistență socială și filantropică la nivelul Patriarhiei Române. Această sumă nu cuprinde cheltuielile parohiilor și mănăstirilor care au desfășurat o mulțime de activități caritabile și nici gestul salvator de vieță al donării de sânge. Din 2013, în Arhiepiscopia Bucureștilor au fost organizate 29 de acțiuni de donare la care au participat peste 40.000 de donatori fideli și au fost recoltați peste 22.000 de litri de sânge. Având în vedere cantitatea de sânge donată prin intermediul campaniei Donează sânge, salvează o viață, Patriarhia Română rămâne instituția cu cea mai mare contribuție adusă la creșterea numărului donatorilor de sânge din România. În Arhiepiscopia Bucureștilor, din 2013 și până în prezent, în campania Donează Sânge, salvează o viață a Patriarhiei Române, au fost colectați peste 22.260 de litri de sânge. Numărul donatorilor fideli depășește 40.000. Doar anul trecut, în campania aceasta, au fost colectați 1.730 de litri de sânge. Prima acțiune de recoltare a fost dedicată Ucrainei. Campania Sânge pentru Ucraina a avut loc în perioada 2-8 martie 2022. Și în România nevoia de sânge este mare, așa că a urmat o donare la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Au participat 200 de donatori din partea jandarmeriei și a voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. O altă campanie a fost organizată în perioada 11-19 mai 2022. Donarea a avut loc la sediul Academiei de Poliție Alexandru Iancuza din București. Au participat 650 de elevi, studenți și cadre didactice care au donat 300 de litri de sânge. Academia de Poliție este unul dintre primii parteneri ai campaniei Donează Sânge, Salvează o Viață. Colaborarea cu această instituție de renume a început odată cu campania de donare de sânge. Prima acțiune la Academia de Poliție din București a avut loc în data de 12 noiembrie 2013. Atunci au donat studenți și profesori ai Facultății de Pompieri. Campanii de donare de sânge au fost organizate și la Ploiești, la Centrul de Transfuzie Sanguină, în colaborare cu instituții de învățământ din oraș. Au participat 150 de donatori, toți elevi și profesori. O zi specială pentru voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, pentru instituțiile partenere și pentru donatorii fideli a fost 14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ediția de toamnă a campaniei umanitare Donează Sânge, Salvează o Viață a avut loc în perioada 10-11 noiembrie și s-a derulat la nivel național.